Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Ceau, bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la Q&A! O, Doamne! Bine v-am găsit la Eu Răspund, ediția. Eu când v-am zis să puneți întrebări de căcat, nu v-am zis să puneți întrebări de căcat, chiar de căcat, ați înțeles? Dacă vi se pare că vocea mea e un pic mai ciudată, să știți că nu e din cauza pubertății, care încă nici măcar nu a trecut pe la mine. E din cauza că m-am răcit și că e ceva epidemie de gripă. Mor oameni de gripă în secolul 21 în România. Ce pula mea e cu țara asta? Sunt niște întrebări foarte frumoase la care eu am să răspund cât mai detaliat posibil, pentru ca să știu că n-o să vă las curiozitățile nedescuriozitate. Da. Care e diferența dintre un frigider și un homosexual? Frigiderul nu se bășește când scoți carnea din el. Ce naiba caută chestia asta aici? Asta nu trebuia să fie la aia cu bancuri, mă. Ce părere ai despre actualul guvern al României? Dacă din întâmplare s-ar întâmpla ceva cu toți corupții, spre exemplu, ar fi asasinați, s-ar schimba ceva în țară? Da, cred că am avea vreo lună de zile de doliu național la cât de ciumpalași ăștia trebuie să omori. Mă piși pe aia politică. Dacă te-ai afla în momentul actual din nou în clasa 8, ai alege un alt profil în schimbul celui terminat? Nu! Nu, nici poveste, științele sociale, zblană. Eu cred că e cel mai bun profil pe care poți să-l faci la liceu fără să te stresezi cu absolut nimica. Eu absolut deloc nu regret nimic. Bă, dacă sunteți din Mureș, sunteți clasa 8 și nu știți unde să vă duceți, dar vreți, aveți totuși medie cât de cât mare, să luați chestia asta în considerare, și nu prea vreți să vă ocupați voi timpul cu învățatul și așa, pentru că o să fie super, super easy, mai ales la pedagogic, la științele sociale. Științele sociale, cele mai tare, frate, să mor eu. Dar bine, o să fie un picuț așa mai greu după aia la facultate, că să zicem că dacă tu ai terminat științele sociale și pe aia vrei să dai la informatică, nu o să ai habar de mate, pentru că la științe sociale faci mate de clasa 5 sau ceva de genul. Mai cui deschis tot timpul să te angajezi? Într-o dimineață de duminică, un om bogat este găsit mort de către soția lui în casă. Când poliția ajunge la locul decesului, întregul staff al omului bogat este interogat. Soția spune că dormea, majordomul curăța dulapurile, grădinarul culegea legumele, femeia de serviciu ridica poșta, iar bucătarul pregătea micul dejun. Poliția are deja un suspect, cine este suspectul și de ce? Chestia aia se întâmplase cu noapte înainte, de ce bucătarul făcea micul dejun noaptea, a? Asta poate să fie o conspirație. Cine știe, poate bucătarul voia să-l omoare pe proprietar? În alte feluri, voia să-i otrăvească mâncarea cu toxinfecție alimentară sau nu știu, și-o freca de cur. Dar a fost de fapt o înscenare făcută de altcineva ca să creadă că el a fost de vină, deși el nu a apucat să facă nimic. Întotdeauna să credeți în conspirații, copii, nimic din lumea asta nu e ceea ce pare. Măi, și văd că cineva au răspuns, bă, că femeia de serviciu, că duminică nu se ridică poșta, se suge pula. Dacă bei apă din harghita, te transformi în ungur? Întreb pentru un prieten. Mă, fii atent, deci dacă bei apă din harghita, te transformi în secui. Ăla e un fel de Pokémon ăsta. E, știi cum e, mă? Iei ungurul ca pe un Pokémon de la mic, secuiul e un Pokémon mai mare. Adică, da, secuiul e un Pokémon mai mic decât ăla, de mai rău, știi? Imaginează-ți un chihuahua care te vorbește, așa secui. Dar priește partea bună, dacă bei apă din WC-ul, te transformi în Ilies Vlogs. Dacă vei fi cel mai important om de pe planetă, încă vei face videouri pe YouTube? Sau îți vei băga prietenii în seamă? Unii care au dat de faimă au uitat de unde au plecat. Nu știu, eu canalul ăsta de YouTube nu mi l-am deschis eu ca să fac eu droaie de bani pe urma lui. Nu, eu când m-am gândit să deschid canalul ăsta de YouTube, am zis, bă, hai să mi-l deschid, că pot să mă distrez și eu și poate mai scap și eu de anxietatea socială. Și eu, și merg ambele chestii. Și eu mă simt, nu știu, eu mă simt un om mai bun de când m-am apucat de YouTube și așa. Cel puțin așa când interacționez cu alte persoane. Pentru că înainte nu prea vorbeam cu oameni, acum nu am probleme de genul și mulțumesc frumos acestei platforme pentru că m-a ajutat să mă dezvolt personal. Mă, chestia cu faima, cel puțin pentru mine, nu e relevantă. Eu încă vorbesc cu prietenii mei ce aveam dinainte să fac chestia asta și așa. Și niciodată nu am flexat că, băi, de cap, uite câți abonați am, ce canal fain am, știi? Dacă ar fi vreodată să mă cert cu cineva și îmi zice cineva că-s prost, niciodată nu o să aduc eu argumentul ăsta, păi da, mă, stai că eu am canal de YouTube, eu sunt mai popular decât tine, eu am relevanță pe planeta asta, mă, să știi că nu-i foarte așa, pentru că, să zicem că subit o să mor, da? Nu mai face nimeni nimic pe canalul ăsta, în mai puțin de 2 luni, poate și mai puțin de atâta, o să uite toată lumea de mine și o să-și continue lumea drumul continuu pe care l-a avut înainte. Cât timp, deci eu o să țin canalul ăsta, cât timp o să mă mai distrez eu, înțelegeți? Când deja văd că o să fie un chin pentru mine să fac clipuri și nu o să mă mai simt eu ok și o să fie tot, o să vi se pare că deja totul e foarte forțat, atunci cred că o să fie nevoie de o schimbare.
Dacă mă sparg în fața unei oglinzi, oglinda o să aibă 7 ani de ghinion. Nu, cred că dacă tu te spargi în fața oglinzii, cred că o să vorbești cu reflecția ta, că o să crezi că e altă persoană sau ceva de genul. După aia o să te cerți cu ea și spargi oglinda și tot tu faci 7 ani de ghinion, deci da. Dacă îmi fac o labă cu mâna stângă, îmi pierd tot antrenamentul pe care l-am făcut cu mâna dreaptă? Nu! Așa devii tu ambidextru. Tu cum crezi că am devenit eu ambidextru, ha? Scriind cu mâna stângă? Du-te, mă, lasă-mă în pace, mă. Se spune că toate lucrurile au relevanță. Spune-mi tu, care e relevanța părului de la sub braț? Te face să pari mai masculin. Nu știu dacă ții minte, dacă tu uitai la Ed, Edd și Eddy, dar era episodul ăla când Ed voia să fie bărbat, pentru că lui Kevin ieșise un floc aici în bărbie și toată lumea lua în slăva, este bărbat, nu știu ce. Și ce-a făcut Ed? S-a dus, o tăiat un covor și o lipi la sub braț, zică că are păr la sub braț. Ce pula mea? Nu știu, părul la sub braț n-ar trebui să fie un accesoriu cu aia, e scârbos. Tunde-ți-l în pula mea. Jur, dacă mai văd oameni pe stradă vara, în maieu, și dacă își ridică mâinile și văd stuful ăla la sub braț, o să mai fie nevoie de un Hitler, dar pentru chestiile astea. Uite aici, domnul Tudorel Stiniguță. Ce părere ai despre Nicu de la Căsă? Deci... Nicu de la Căzănești este un interpret foarte bun. Nu știu, mă readuce la starea mea primordială de Homo erectus. Înțelegeți? Te și o să-mi iau un costum din piață și să cânt manele. Ce părere ai despre școlile care dacă iei media 10 nu-ți dă bursă, iar altă școală dacă iei 8 îți dă o grămadă? Se numește Sistemul Educațional de Stat Românesc. Nu știu dacă există grad de comparație așa de rău. Ba, există, stai, e ca și videoclipul ăla cu Miliona lui Shelly. Încearcă să facă chestii, dar nu-i prea iasă, știi? Măi, am fost într-o situație de genul. Gândește-te că la un moment dat eu stau în Târgu Mureș, da? Ăsta-i municipiul de județ, ok? No, noi nu primeam bursă la liceu cu aia. Până într-un anumit punct, acum primesc și eu de pe clasa 12, dar astea s-o rezolvat, știi, între timp. Se rezolvă. Înseamnă că și în timp vocea lui Shelly o să se rezolve în videoclipuri, ca să nu creeze anumite sângerări auditive acute, știi ce zic. Tot în județul Mureș mai este un oraș și zice Sighișoara, da? Eu am niște prieteni de la Sighișoara, ciao Leo, ciao Paula, ciao Petra. No, și ăștia ziceau că primeau bursă și eu eram ceva de genul, coaie, cum căcat orașul ăsta, care nici municipiu, dă burse, dar a meu nu dă bursă, nu știu. Mă, dar nu știu, eu zic că n-ar trebui să înveți pentru banii aia, sau dacă totuși ești tu sigur că primești bani de la școală, eu zic că ăsta ar fi singurul motiv pentru care ar trebui să înveți. Singura motivație, pentru că te gândești, bă, învăț, mi-au examenele alea, dar după aia uit tot ce am învățat. Că așa se întâmplă, frate. Învățatul nu-i practic. Vă zic eu sincer, e mai practic să înveți să faci ceva decât să înveți să zici ceva timp de 10 minute sau cât pula ca lui te ascultă, ca după aia să uiți iarăși. Băi, știi cum e cu școala asta, mă? Deja mă scoate din sărite, să mor eu de nu. Se presupune că școala trebuie să te învețe să faci bani, ok? Tot ce vezi tu la școală, la liceu, îți materii din alea țăpate pe acolo că vezi, doamne, să-ți creeze ție o zacuscă de cunoștință aici, ok? Băi, eu înțeleg, cultură generală, etc. În viața asta străbă bani să trăiești. Cum îi faci? Nu te învață nimeni. Toți facem școală ca să lucrăm la un moment dat, nu? Mă, dacă vreți să vă fac un clip mai detaliat despre școală și să-mi spun toate ofurile mele pe care mi le-a creat sistemul ăsta educațional infect, bă, vă rog frumos să-mi ziceți acolo în comentarii, că-s curios. Îți curios câți dintre voi ar vrea să stăm puțin la discuții legate de școală, să vă văd și vouă ofurile, pe voi ce vă deranjează, ce vi se pare relevant, ce vi se pare irelevant, ce greșesc eu. Deci, sincer, dacă aș face un clip de genul și mi-aș zice eu toate ofurile, vă rog eu frumos să-mi ziceți când greșesc sau așa și să aduceți și argumente palpabile, că-s curios. Dacă ai fi admin la Junimea, te-ai considere amuzant și un geniu al mimurilor, nu? Dacă aș fi admin pe Junimea, m-aș folosi de statutul meu ca să fut. Că până la urmă de aia e grupul ăla, știi? Pune tipa X un mim care e de căcat, mere adminul, ha ha ha, îți dau ad pvp jos. Și după aia te alegi cu pizducă timp de 2 săptămâni sau poate chiar mai mult de atât. Cine știe, poate să faci chiar și sclavă sexuală pe acolo. Alt scop nu. Adică te-ați văzut cam toate glumele de pe Junimea puse de admin, dar și de membrii de căcat. Știi ce zic? Nu m-aș chinui sincer să mulțumesc toată populația de rând, m-aș mulțumi numai pe mine prin plăcerile mele carnale, mă înțelegeți? Vai, pula mea, vede Bianca chestia asta, cred că așa am taie coile. Cam atât a fost din acest clip, bă, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Clipul ăsta cred că o să ajung un pic mai pe seară, nu știu, că mai am un pic de treabă pe aici.
Nu uitați să luați un Sfântul Graal și ne vedem la clipul următor și poate chiar la un live. Măi, eu zic să fiți pe seară, fiecare seară. Stai, am zis să fiți pe seară în fiecare... Eu zic să fiți pe fază în fiecare seară, că nu se știe când Zopico face live stream, dacă vreți să-l urmăriți. Eu vă aștept cu drag. Vă pup și să aveți o zi faină în continuare. Servus, toc! Pop, 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 deșteaptă-i!